spațiu acolo de pătrundere. Surdu, un dribling Surdu și este 1-0 pentru Steaua, minutul 69. Cred că Arman Caramian a fost cel care a reușit, da? Arman Caramian este cel care reușește deschiderea scorului. Arman Caramian la al patrulea gol marcat după transferul în Ghencea. Iată ce înseamnă instinctul de atacant, chiar dacă Arman Caramian a fost folosit la Steaua de la venirea de la Timișoara, mijlocaș. Iată ce înseamnă instinctul de atacant. Așteptat balonul pe colțul lung Arman Caramian. Interesantă însă și eficientă și acțiunea lui Surdu. Steaua conduce pe Universitatea Craiova cu scorul de 1-0. Pasează bine Toha, să vedem ce face Bogdan Stancu. Un șut superb și este 2-0 pentru Steaua. A marcat Arman Caramian. Dublă pentru Arman Caramian în minutul 78. Și al cincilea gol marcat de Arman Caramian pentru Roșii Albaștri în acest campionat. Un șut superb al lui Bogdan Stancu. Din transversală mingea s-a dus în bara din dreapta lui Silviu Lung Junior. Apoi Arman Caramian a fost pe fază și a reușit să trimită balonul în poartă. 2-0 pentru Steaua în minutul 78. Iar Artiom Caramian intră pe teren în locul fratelui său Arman. Încă o dată șutul, bomba lui Bogdan Stangu și apoi reluarea lui Arman Caramian liber acolo.